Clubul sportiv municipal Sighetu Marmației a reușit să își îmbogățească oferta cu încă două secții sportive. Este vorba despre atletism și box. Clubul a reușit să se afilieze la cele două federații de specialitate și astfel va oferi continuitate pentru practicarea acestor sporturi de performanță la nivel local, atât pentru sportivii de la clubul sportiv școlar, cât și pentru alți elevi interesați de aceste discipline. Ne bucurăm că am reușit să venim cu ceva nou pentru Clubul Sportiv Municipal în anul 2023, favorizat și de modificările legii sportului, prin care, din suma totală care o direcționăm către activitatea sportivă, un minim de 30% trebuie redirecționat în proiecte și programe pentru copii și juniori. Drept dovadă, am venit cu o noutate pentru iubitorii sportului din municipiu, cu afilierea la două secții, două discipline sportive cu tradiție în sportul sighetean. Cum le veți organiza? Da, este o întrebare bună. Noi, în decursul anilor de când conduc acest club, avem o colaborare foarte bună cu Clubul Sportiv Școlar. Și atunci am decis ca pe secțiile individuale, și anume atletism, box, sau de ce nu chiar pe toate secțiile, să colaborăm, să încercăm să ne direcționeze cei mai buni sportivi pe fiecare ramură de sport, noi să-i preluăm, să-i transferăm definitiv pe Clubul Sportiv Municipal și să reprezinte municipiul la competițiile naționale și internaționale. Încercăm să păstrăm inclusiv staffurile de antrenori care le are Clubul Sportiv Școlar, să încercăm să le aducem un contract de activitate sportivă, să-i aducem și la Clubul Sportiv Municipal. Deci, până la urmă, pentru a avea o performanță, trebuie ca resursa umană, antrenorii să fie respectați și remunerați corect pentru ceea ce înseamnă 2023. În momentul de față, trebuie să luăm pași mărunți și repede, să ne afiliem și să încercăm ca până la finalul anului calendaristic să încercăm să aducem cât mai mulți campioni naționali pe fiecare disciplină sau vicecampioni naționali. Momentan, în cadrul CSM Sighetu Marmației funcționează 6 ramuri sportive, iar obiectivul este dezvoltarea acestora. În momentul de față sunt 6 discipline, sunt 6 ramuri sportive la Clubul Sportiv Municipal. Eu spun să încercăm să le ridicăm pe cele 6, să creăm o piramidă, după care vom vedea ce vor fi și cu celelalte secții.